UPL vă recomandă Elastic Ultra. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă ediție a emisiunii Agricultura la Raport, prima din această săptămână, o săptămână care ne propune foarte multe teme, foarte multe subiecte de dezbatere. Sunt convins că le așteptați cu mare nerăbdare și că sunteți în fața televizoarelor, urmăriți Agricultura la Raport. Așadar, de la această oră o să discutăm despre strategia națională integrată de gestionare a apei pentru agricultură. E un subiect interesant pe care vi-l propun cei din Clubul Fermierilor Români. Vorbim de asemenea și despre refacerea sistemului de irigații, programul național privind dezvoltarea sistemului local de irigații, elaborarea ghidului de bune practici și analiză măsuri încurajarea investițiilor în program. Bine, sunt multe subiecte, sunt doar câteva titluri, câteva teme. O să discutăm de asemenea și despre ecoscheme, despre importanța implicării active a fermierilor în consultările pentru aceste programe, dar și pentru politicile care vizează afacerile agricole și asigurarea reprezentării în mod eficient și echilibrat a regiunilor la nivel național. Președinția rotativă, schimbul de generații, importanța învățământului dual la nivelul liceelor agricole. Eu am enunțat o parte din subiectele, din temele pe care le voi dezbate în seara asta cu invitații mei și dacă tot v-am spus că o să am trei oaspeți importanți, vii și prezint și încep cu domnul Florian Ciolacu, director executiv în cadrul Clubului Fermierilor Români. Mulțumesc pentru prezență și bună seara! Bună seara, mulțumim pentru invitație! Bună seara. Și eu, domnul Dan Hurduc, membru în Consiliul Director al aceluiași Club al Fermierilor. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru prezență și nu în ultimul rând, domnul Ciprian Olteanu, membru în Consiliul Director al Clubului Fermierilor Român. Bună seara și dumneavoastră. Bună seara. Mulțumesc pentru prezență. Cred că prin structura invitaților căutăm să reprezentăm toate categoriile, atât fermierii cu experiență, cât și pe cei mai tineri, dar sunt convins că toți cei care urmăresc emisiunea noastră se vor regăsi atât în subiectele pe care le discutăm, dar și în abordarea pe care o vom da prin prisma celor prezenți aici în studio, în platou la Agricultura la Raport. Ce vreau să le mai spun celor care urmăresc AgroTV este că undeva după ora 8:30, după ora 20:30, o să intrăm în legătură directă telefonică și cu domnul Daniel Buda, europarlamentar, vicepreședintele Comisiei de Agricultură din Parlamentul European și o să vedem cum stau lucrurile acolo, cum funcționează. Suntem cu toții nerăbdători să vedem cum va arăta viitoarea politică agricolă comună. Evident că în această seară și la această masă vom dezbate și un alt subiect, cel legat de PNRR. Din păcate, agricultura românească, ca de fiecare dată și nu o spun deloc cu plăcere, este undeva la coada acestei liste. Suntem parcă tot timpul lăsați așa în urmă, nu știu de ce, nu știu care sunt motivele, dar e clar că lucrul ăsta nu face decât să îngreuneze activitatea celor care lucrează în agricultură, o agricultură meteodependentă, o agricultură care se agață pe zi ce trece de starea vremii și de cum arată aceste prognoze, care din păcate la ora asta nu sunt chiar extraordinar de fericite pentru fermieri și o să vedeți în seara asta că sunt mai multe nuanțe în care vom încerca să discutăm dacă pentru zona asta de sud a României și nu numai de sud sunt cantități importante în partea Moldovei, într-o anumită parte a Moldovei, acolo lucrurile nu stau deloc bine, iar nivelul precipitațiilor cred că aduce cu ce s-a întâmplat în 2020. Da, astea sunt alte subiecte, ca de fiecare dată aveți un număr de telefon unde puteți să dialogați cu invitații mei, este cel afișat pe ecran, 031 405 2800, este telefonul telespectatorului și vă rog să nu uitați în același timp și de pagina de Facebook a postului nostru de televiziune AgroTV. Acolo putem să dialogăm de asemenea dacă ne trimiteți mesaje, întrebări. Până atunci, haideți să
Începem cu principala temă, sau, mă rog, principala, cu prima temă, de fapt, pe care ne-am propus să o dezbatem în seara asta aici, să vorbim despre această strategie națională integrată de gestiune a apei pentru agricultură, în acord cu noul PAC, cu Pactul Ecologic European. O să căutăm așa să dezbatem și să vedem ce implică această strategie națională, ce poate face România în acest context și apoi, pe măsură ce timpul trece, o să ajungem și la celelalte subiecte. Domnul Ciolacu, încep cu dumneavoastră. În primul rând, vă mulțumesc că ați acceptat să puneți pe agenda discuțiilor și a atragerii interesului celor care ne urmăresc tema necesității elaborării, implementării și asumării de către toți cei care sunt atât în zona politică decizie, cât și în zona antreprenori, actorii principale ai agriculturii, acceptării de către toți a necesității unei strategii naționale integrate de gestiune apei pentru agricultură. Discuțiile privind Planul Național de Reziliență și Redresare Economică, cu toate speranțele și emoțiile care au fost asociate unui buget consistent pentru agricultură în acest PNRR, în urmă cu mai multe luni de zile, care până la urmă s-au concretizat într-o sumă mică relativ la ceea ce reprezintă nevoile agriculturii și destinată unei singure componente, respectiv 320 de milioane de euro și unei singure componente de secare drenaj. Tema aceasta, pe parcursul discuțiilor din PNRR, a fost extrem de vocală și extrem de puternică. Asta înseamnă că, credem noi, s-a conștientizat la nivelul tuturor celor care sunt în zona de decizie și în zona de antreprenori, utilizatori ai apei în agricultură, nevoia unei strategii integrate care să aibă o analiză la zi a stării structurilor ameliorative, hidroameliorative din România, să poată anticipativ să ia măsuri care să-și găsească finanțarea, astfel încât să avem o mai bună gestiune apei. Acum, vorbeam anterior de contextul în care decizia finanțării prin PNRR a sistemului de irigații și sistemul de desecare drenaj trebuia luată în favoarea agriculturii. Contextul e unul care va crește constrângerile pe care România le va avea, va trebui să le îndeplinească în ce privește gestiunea apei prin aplicarea noi politici agricole comune, a Pactului Ecologic European, prin strategiile și planurile prin care se implementează. De ce? Pentru că, într-adevăr, trebuie să avem o grijă suplimentară față de mediu, climă și gestiunea apei, această resursă pe care fermierul trebuie să o aibă la dispoziție și nu să fie meteodependent, gestiunea apei devine atât de importantă. În sensul ăsta, clubul își dorește să inițieze un proces care să continue discuțiile lansate pe parcursul elaborării PNRR-ului prin crearea unor grupuri de lucru și crearea unui context favorabil elaborării unei strategii naționale integrate de gestiune apei. Ce înseamnă asta? Înseamnă că există un sistem de irigații moștenit pe hartă. El a fost subiectul unor investiții mici în ultimii 30 de ani și care trebuie să fie analizat în contextul unei abordări integrate la nivel național a gestiunii apei. Există un sistem de desecare drenaj care a fost abandonat timp de 30 de ani și care trebuie privit, integrat în ce privește sistemul de gestiune a apei. Toate lucrurile astea rezultate în măsuri cuprinse într-o strategie cu estimări care să ia în considerare și finanțările necesare, dar și tehnologiile cele mai actuale, să fie
cuprins într-un astfel de document asumat politic printr-un parteneriat multisectorial, îi spunem noi, un parteneriat între guvern, parlament și asociațiile care reprezintă interesele fermierilor în România, astfel încât tema aceasta să se situeze la fel de strategic pe agenda oricărui partid este la guvernare și să reprezinte o prioritate. Acum, România are toate argumentele în favoarea unei astfel de strategii, arătând că asta vreau să vă întreb și aici, iertați-mă, aici vreau să și ajungem cu discuția și să implicăm și pe ceilalți invitați aflați aici în studio, să discutăm un pic despre ce trebuie să facă guvernul în contextul în care, practic, noi am pierdut cursa asta a PNRR-ului, asta e realitatea, ce variante de finanțare avem pentru a putea dezvolta acest sistem de irigații, care sunt argumentele dumneavoastră ale Clubului Fermierilor vis-a-vis de tot ceea ce se întâmplă pe partea asta de irigații. Dacă anul trecut mai toată lumea își îndrepta atenția către partea asta de irigații, văzând ce se întâmplă în câmp și având realitatea care practic ne impunea lucrul ăsta, odată cu schimbările astea climatice și cu vremea asta favorabilă sau mai favorabilă pentru a dezvolta agricultura, lucrurile poate că din prisma fermierilor au rămas la fel, numai că autoritățile noastre, eu nu sunt în măsură să judec cine a greșit, dacă sunt cei din Minister de Vină, dacă sunt cei de la Ministerul Fondurilor Europene, ministrul Ghinea e vinovat pentru faptul că n-a trecut pe lista aceea de PNRR și irigațiile pentru agricultură, nu știu, asta o să aflăm în timp, dar cred că omul simplu nici nu e atât de interesat de cine a greșit și ce a făcut sau ce n-a făcut, cât mai ales de rezultatul ăsta în care noi suntem în clipa de față. O să luăm 10 secunde acum de publicitate pentru că avem această obligație contractuală și apoi o să revenim la discuția noastră și să încercăm așa să creionăm o strategie de aici încolo, să vedem ce se poate face de la momentul ăsta. Aș spune eu că e un moment T0 la care noi trebuie să pornim și cred că să ne agățăm serios de ce ar trebui făcut, pentru că dacă lucrurile vor funcționa tot așa, nu cred că va fi direcția corectă. Combaterea biologică este modul eficient și natural de control al dăunătorilor și bolilor din culturile dumneavoastră. Universal Group și Copert, parteneri cu natura. Bun, am revenit direct la agricultura, la raport. O să-i provoc la dialog și pe domnii Hurduc și Olteanu. Probabil nici nu mai trebuie căutați vinovații. Important este că n-am reușit fondurile să fie prinse, cu toate că noi trebuie să continuăm strategia de gestionare eficientă a apei și eu aș împărți-o în două componente. Teoretic, noi putem să irigăm 3 milioane de hectare pe partea de sistem național de irigații. În afară de asta, ar trebui, ceea ce autoritățile până acum nu prea s-a auzit, ar trebui să introducem și sistemul de irigații locale, care la nivel național, probabil câteva sute de mii de hectare pot fi realizate. Autoritățile se feresc așa să introducem aspectul ăsta, numai că este foarte important. Pe baza acestor 3 milioane de hectare pentru infrastructura primară, este neapărat necesar să avem fonduri naționale și probabil din fondurile naționale trebuie să facem o strategie pe termen lung care toate forțele politice să fie de acord cu lucrul ăsta și să nu ne mai secvențiem din 2 ani sau când se schimbă miniștri sau când se schimbă forțele politice de la domnul guvernare. Hurduc, eu sunt total de acord cu ce spuneți dumneavoastră și cu ce a spus și domnul Ciolacu, dar noi în România avem o problemă când vine vorba să reușim să construim lucruri în comun. Cam greu funcționează. Problema e meteahna noastră, dar el
practic trebuie depășită. România, dacă nu reușește să-și refacă sistemul de irigație în următorii ani, 5-10 ani de zile, că automat fonduri naționale e foarte greu să le pui pe un an de zile și e foarte proiectele să se deruleze, sunt foarte complicate. Trebuie să recunoaștem că dacă ne propunem un termen de timp scurt, nu o să putem să le facem. Numai că trebuie neapărat să facem lucrul ăsta. Nu există soluție. Noi trebuie să, în următorii 10 ani, să avem 3 milioane de hectare funcționale și atunci am avea o stabilitate a producțiilor și am fi un jucător la nivel european. Dar este foarte important să ne continuăm, chiar dacă la etapă avem un eșec, îl considerăm noi fermierii, îl considerăm un eșec, numai că rugăm autoritățile împreună cu să pună toată lumea să-și pună umărul, să reușim să facem acest sistem și această strategie de gestionare a apei este foarte important. Schimbările climatice vin peste noi și noi nu o să putem să rezistăm. Și probabil nimeni din exterior nu o să aibă grija noastră. Dacă noi nu ne gospodărim, nu o să putem. Eu cred că toate forțele implicate trebuie să conștientizeze că fără să ne refacem sistemul de irigații pe termen lung, România nu poate să aibă stabilitate în agricultură. Deci nu există. Fără această strategie nu o să putem să facem lucru acesta, să avem stabilitate la producție și cred că doar prin fonduri naționale, bugetate an de an, cu, să spunem, cu rigurozitate, să continuăm să implementăm această strategie prin refacerea sistemului de irigații și să continuăm și parte de sistem de irigații local, că este foarte important în zona Moldovei, unde nu avem bazine hidrografice mari și nu putem să irigăm, nici zona respectivă nu poate fi lăsată deoparte. Sunt soluții locale cu acumulări permanente, acumulări nepermanente, cu sisteme rămase din vechiul sistem care sunt cu conducte și stații de pompare care sunt lăsate de izbeliște, poate fi continuat complementar și acest sistem de irigație local, bineînțeles, racordat la rigurozitățile Pactului Ecologic European. Acum, dacă s-a lucrat la fundamentarea acestor irigații sau fișele de NSH s-au constituit, deci noi suntem ferm convinși că sistemul trebuie să fie modern, inteligent și durabil, să-l facem durabil și atunci nu o să mai fie discuții că nu respectăm condițiile de mediu și climă. Și trebuie să avem în vedere și aspectul finanțărilor alternative. Finanțarea investițiilor în infrastructură de irigații de secare a fost subiectul unor procese politice și economice pure în toate țările Uniunii Europene. De-aia România a rămas cu un decalaj atât de mare față de țările cu care e în competiție directă în ce privește predictibilitatea, adică acces la apă. Sunt țări care și-au creat bănci pentru finanțarea investițiilor în structurile hidroameliorative. Sunt țări care și-au finanțat cu 10 ani în urmă aceste proiecte și care și-au creat legislație care să asigure mentenanța și funcționarea lor. Ce putem noi, clubul, și ce ne-am asumat, pornind de la succesul elaborării studiului privind necesitatea refacerii infrastructurii de secare de neaș, care credem noi că a contribuit și el la alocarea financiară singura pentru agricultură. Corect. Ce putem noi să facem este, și am stabilit, să identificăm tipologii de proiecte. Adică fiecare zonă și fiecare sector poate să aibă pe analiză un tip de proiect în zona asta de... Practic să devenim parteneri în această strategie de gestionare a apei, pentru că dacă nu suntem parteneri și nu reușim să filtrăm soluțiile și să le vedem că ele sunt sustenabile și sunt în acord cu mediul și cu cerințele fermierilor, nu o să putem niciodată să facem o strategie, că cuvântul a devenit aproape de nepronunțat strategie, că niciodată nu le facem, nu le ducem până la capăt. Dar noi, clubul, putem deveni un partener, să fundamentăm, să venim cu studii, cu soluții și împreună și cu ceilalți din mediul asociativ, cu autoritățile și rigurozitatea autorităților pe termen lung. Noi ne speriem de sume, spune miliarde de euro și ne speriem de sume, dar ele, prin implementare, nu cred că ar apăsa atât de mult la buget, dar dacă avem o structură anul ăsta, în raport cu beneficiile, și să menținem în fiecare an să bugetăm câteva sute de milioane de euro, ia ca în 10 ani de zile ne-am apropia și ele s-ar interconecta treptat și până la urmă ar da rezultate. Da. Domnul Olteanu. Din păcate,
deși nu trebuie să căutăm vinovați, faptul că nu s-a reușit introducerea acestor sume pentru irigație în anii următori este un mare eșec pentru viitorul agriculturii românești din punctul meu de vedere. Și domnul Ciolacu vorbea despre proiectul acesta promovat de club, de drenaj și de secare, care a reușit totuși să obțină ceva finanțare. Noi, în toate întâlnirile pe care le-am avut cu forurile superioare, acesta a fost singurul proiect despre care se vorbea, care era lăudat, care a venit cu cifre concrete, cu rapoarte cost-beneficiu concise, concrete, venind din partea fermierilor, acolo unde oamenii și-au pus toată înțelegerea lor și toată cunoștința lor la bătaie, într-o colaborare cu Universitatea din zonă, USAMV Timișoara. Acesta este genul de proiect care poate fi pus pe masa decidenților și este genul de proiect care poate avea finanțare. În momentul în care noi vorbim de strategie, așa cum spune și domnul Hurduc, dar fără fond, noi nu avem un proiect, vorbim degeaba. Noi în zona noastră, în zona Călăraș, încercăm, avem o zonă pe care reușim să o irigăm de ceva timp, dar vă spun că trebuie pornit tot de la fermier. Trebuie văzut structurile ANIF-ului, trebuie să fie mai prezente, trebuie să vină în teren să vadă ce culturi au acum fermierii, care este necesarul de apă, cum vor să irige, pentru că un fermier de 1000, de 2000 de hectare nu te poți aștepta din partea lui să irige tot cu acele coloane manuale pe care să le mute din 5 în 5 metri, din 10 în 10 metri. Fermierii vor acum pivoți, vor instalații moderne care să respecte aceste condiții de agromediu, care să fie să meargă de la premiza de a economisi consumul de apă, pentru că una este, acum sunt pivoți care sunt capabili să aplice rată variabilă de apă, acolo unde ai nevoie de... Bine, ar trebui să ne definim foarte clar aceste cerințe, că foarte multă lume și din zona politică și din alte zone se raportează la aceste cerințe ecologice, să spunem așa, și acestea sunt sursa, este vina principală, numai că dacă nu le raportăm odată, nu le definim și nu ne raportăm la ele corect, întotdeauna o să ajungem în situația să aruncăm că nu sunt suficient de verzi. Dacă să muți apa din punctul A în punctul B, este un proces fizic care cât de verde l-ai căutat sau câte definiții ei, da, el din punctul A trebuie să ajungă în punctul B. Să nu ne ascundem după deget, să spunem lucrurilor pe nume, și politicienii ar trebui să se aplece mai mult asupra agriculturii, pentru că nu e atât de simplu să spui nu e suficient de verde. Bine, nu e suficient de verde nici să mâncăm. Așa că... Mai e aspectul cooperării interministeriale, care știți bine, da. La noi cooperarea e în general doar declarativ. O declarativă, da. Ministerul Agriculturii, Ministerul Mediului, la nivel central, dar și prin instituțiile pe care le coordonează, trebuie să lucreze împreună. Și nu oricum, ci să lucreze împreună, așa cum spunea Ciprian mai devreme, cu fermierii care sunt primii beneficiari într-o agricultură total privată. Asta ce înseamnă? Înseamnă că condițiile de care spuneam că devin mai împovărătoare în ce privește orice investiție în domeniul gestiunii apei, generate de Pactul Ecologic European și strategiile prin care se pun în aplicare, condițiile astea trebuie gândite, agreate de către cele două ministere și agențiile din subordine, dar împreună cu fermierii. Ceea ce fermierii pot să pună pe masă cu partenerilor universitari sunt studii detaliate privind impact de mediu, starea infrastructurilor, modele folosite de noi, de alte țări. Putem cu experți europeni să găsim căile de armonizare de plină europeană a acestor propuneri de măsuri, astfel încât ele să fie nu respinse de la Bruxelles, ci adoptate, aprobate, astfel încât să gândim un proces gradual de implementare și de interconectare, astfel și la final să avem un sistem integrat. Nu poate să fie rodul muncii unui singur minister și nu poate să fie rodul muncii guvernamentale. România a dovedit că poate să facă o strategie care să aibă și facilități fiscale oferite și interesul național pus și succesul economic în domeniul IT-ului. Am arătat acolo că România a devenit o putere în IT printr-o strategie națională care a lansat proiecte suficient de mari cât să stimuleze domeniul, universități care s-au concentrat
în educarea tinerilor pe acest domeniu, cu facilități fiscale pentru cei care intrau în acest domeniu, cu atragerea unor jucători din afara țării. Bun, haideți să luăm publicitate. După câteva minute de pauză comercială o să revenim la Agricultura la Raport cu acești invitați și cu domnul Daniel Buda, europarlamentar. Agri, inteligență și inovație în agribusiness, vă invită să urmăriți Agricultura la Raport.